Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuăm de la această oră prezentarea celor mai importante evenimente petrecute în Parlamentul României. Puteți viziona emisiunea și online pe site-ul tvr.ro. Iată ce v-am pregătit pentru astăzi. Potrivit unui amendament adoptat în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, toți inculpații implicați în același caz de evaziune fiscală ar putea scăpa dacă unul dintre ei achită integral prejudiciul plus 20%. Senatul a adoptat propunerea legislativă de modificare a codului de procedură penală revenită în Parlament pentru reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale. Senatorii din Comisia pentru Muncă au dezbătut proiectul de lege care reglementează fondurile suverane de dezvoltare și investiții. La rubrica Birou Parlamentar, deputatul de Bihor, Gavrilă Ghilea, ne face cunoscută susținerea specială pe care o acordă edificării infrastructurii rutiere din județ. Legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale a fost din nou în atenția deputaților în această săptămână. Potrivit unui amendament adoptat în Comisia Juridică, toți inculpații implicați în același caz de evaziune fiscală ar putea scăpa dacă unul dintre ei achită integral prejudiciul plus 20%. Înscris luna trecută pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, proiectul de modificare și completare a articolului 10 din Legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale a fost retrimis la Comisia Juridică pentru un raport suplimentar. Față de forma adoptată de Senat, deputații aprobaseră o serie de amendamente conform cărora, pentru inculpatul acuzat de evaziune fiscală care plătește integral prejudiciul plus 20%, la care se adaugă dobânzi și penalități, se dispune o singură dată renunțarea la urmărirea penală. În ședința de marți a Comisiei Juridice, deputații PSD au propus preadoptare un nou amendament prin care măsura se aplică tuturor inculpaților care au săvârșit împreună o faptă de evaziune fiscală, indiferent dacă plata prejudiciului a fost efectuată doar de către unul sau de către o parte dintre aceștia. Parlamentarii din opoziție au criticat inițiativa socialdemocraților. Textul este neclar și, în mod evident, orice avocat care va dori să speculeze această neclaritate a textului va reuși în mod sigur să impună o astfel de tendință în sala de judecată. Avem convingerea că în loc să prevină săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în România, această lege, dimpotrivă, va genera un val de infracționalitate pe evaziune fiscală, pentru că oricine acționează în această zonă economică se va considera protejat. Pericolul este mult mai mare, acela de a da tonul săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală la scară largă. E o umbrelă pentru evazioniști această lege. În primul rând că nu poate o persoană să beneficieze de 3 ori. Știți că în ceea ce privește a treia posibilitate, instanța poate și dacă consideră, îi va da și a treia oară pe de-o parte, pe de altă parte. Asta este una din măsurile care considerăm noi că va stimula sau va ridica mai mult gradul acesta aproape inexistent de recuperare a prejudiciului în cazul evaziunii fiscale. Pe lângă dezbaterile pe marginea amendamentului propus de PSD, din ședința Comisiei Juridice nu au lipsit nici declarațiile politice. Deputații din opoziție i-au acuzat pe socialdemocrați că nu își respectă programul de guvernare, singura lor țintă fiind modificarea legilor justiției. De fiecare dată încălcați cu bună știință tot ceea ce înseamnă program de guvernare. În ceea ce privește programul de guvernare, capitolul pe justiție, nici unul dintre cele, parcă sunt 31 de puncte, n-a fost respectat în ultimii 2 ani. Și dumneavoastră aici, desigur că reprezentați Partidul Social Democrat și ALDE, că bănuiesc că nu sunteți, și ALDE veți vota, că nu sunteți parlamentarii independenți, niciunul dintre dumneavoastră. Guvernul nu are nicio legătură cu această inițiativă legislativă și tot vreți, probabil că așa vă aprinde, știți, puneți acolo o informație și tot o repetați, o repetați, o repetați, că poate așa se leagă și să mai face de o știre astăzi. Deputații PSD și-au susținut prin vot amendamentul propus, iar Comisia a adoptat un raport de admitere pentru proiectul de modificare și completare a legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Proiectul de lege care reglementează fondurile suverane de dezvoltare și investiții a fost analizat de senatorii din Comisia pentru Muncă. Ordonanța de urgență a Guvernului privind înființarea Fondului Suveran de Investiții a fost adoptată la mijlocul lunii noiembrie, iar acum este în dezbaterea Senatului ca primă cameră sesizată.
Ordonanța de urgență a Guvernului reglementează măsurile privind cadrul general aplicabil Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Pasul următor îl reprezintă stabilirea companiilor care vor intra în noul fond de investiții. Comisia Economică, Industrie și Servicii din Senat a avizat deja favorabil proiectul de lege, care a intrat acum în dezbaterea Comisiei de Muncă. Modul în care sunt definite fondurile suverane, societăți pe acțiuni înființate în baza legii 31, care se organizează, organizare și funcționare se va stabili prin hotărâre de guvern. Ele sunt deținute integral de către stat și au ca principală activitate efectuarea de investiții financiare. De asemenea, prin ordonanța de urgență 100 se reglementează scopul pentru care sunt înființate fondurile suverane. Acestea au ca scop, deci, dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii sau din fonduri atrase de proiecte de investiții rentabile, sustenabile, care au ca scop obținerea de profit. Dacă aceste companii, care sunt astăzi controlate de stat, guvernul dumneavoastră conduce, are oameni plasați în aceste instituții, dacă sunt rentabile astăzi, de ce nu le facem mai rentabile mâine? De ce credem noi, sau de ce această organizație, acest fond suveran de dezvoltare și investiții, poate să facă mai mult decât au făcut aceste companii? Ce facem? Mai înființăm ceva pe lângă aceste companii care sunt administrate de stat, spuneți dumneavoastră, și care au destui bani în portofoliu acolo și au destui bani în visterie, în așa fel încât, făcând acest fond, vom realiza altceva, încă o structură, încă o conducere, alți oameni puși în această mare instituție care să facă ce? Prin înființarea fondurilor suverane, deci se are în vedere crearea unor vehicule de investiții în proiecte profitabile, în sectoare care la acest moment nu sunt acoperite. Dacă o companie funcționează bine și are profit, lăsați un domeniu ei să-și preferă că iei banii de acolo și duci în altă parte, considerând că ce? Nu tot la buget de să duc banii? Sunt specificate clar. Deci finanțarea întreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării. Stimularea inovației și a noilor tehnologii. Dezvoltarea capitalului uman și social pe termen lung. Investiții în industrie, creșterea competitivității economiei românești. Deci sunt specificate în ordonanță. Haideți să nu plecăm din start de la o idee greșită că se intenționează nu știu ce. Se intenționează să creăm acest cadru general care asigură posibilitatea înființării unor asemenea structuri care s-au dovedit eficiente în altă parte. De ce să fim noi atât de reticienți să spunem că sunt doar în spate doar interese ascunse și lucruri care nu vor funcționa? Eu cred că pot să funcționeze printr-o bună organizare, printr-o gândire logică, dar și economică coerentă, pot da rezultate și eu cred că sunt de bun augur aceste reglementări. Trebuie să spunem clar, de mâine se înființează 7.000 de silozi în România pentru agricultură. De mâine încep cu acești bani, uitați cum sunt programați, este în regulă. Dar când guvernul spune că au luat 7 miliarde de la companiile de stat pentru acoperirea deficitului, mă face să fiu neîncrezător. La finalul dezbaterilor, proiectul de lege a primit din partea Comisiei de Muncă un aviz pozitiv, cu un vot împotrivă și două abțineri. În continuare, votul final va fi dat în plenul Senatului. Premierul Viorica Dăncilă a prezentat în plenul reunit al Parlamentului prioritățile președinției Consiliului Uniunii Europene. Biroul permanent a decis acordarea unui termen de 10 zile pentru parlamentarii care vor să consulte dosarul pentru care DNA a solicitat începerea urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu-Tăricianu. Mai multe amănunte în rubrica Știrilor pe scurt. Președintele Comisiei Juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat că biroul permanent a decis acordarea unui termen de 10 zile pentru parlamentarii care vor să consulte dosarul pentru care DNA a solicitat începerea urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu-Tăricianu. De asemenea, acesta a precizat că membrii Comisiei Juridice vor relua peste două săptămâni dezbaterile privind această solicitare. Procurorii au anunțat că președintele Senatului este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la un contract comercial, banii fiind folosiți pentru campania electorală. Primul
prim-ministru al României, Viorica Dăncilă, a prezentat în Parlament forma finală a programului președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, pe care țara noastră o va prelua începând cu 1 ianuarie 2019. Premierul a făcut un apel la parlamentari ca să nu mai continue cu mesajele politice care ar putea afecta imaginea României pe plan extern. De asemenea, a vorbit și despre coeziune ca valoare comună europeană. Acesta va fi și motoul României în perioada care urmează. Nu trebuie să mai existe cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2 și trebuie să fie un acces egal pentru toți la resursele Uniunii. Premierul Viorica Dăncilă a adăugat că printre prioritățile României, în perioada președinției Consiliului Uniunii Europene, se numără și combaterea rasismului, xenofobiei, a fenomenului fake news și a șanselor egale între femei și bărbați în ceea ce privește salarizarea. Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat cu 215 voturi pentru, 8 împotrivă și 3 abțineri, declarația privind dimensiunea parlamentară a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, pe care România o va exercita în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019. Parlamentul susține că programul președinției României la Consiliul Uniunii Europene va avea în prim plan cetățeanul, toate eforturile urmând să se concentreze cu pregătire pe avansarea dosarelor legislative și nelegislative, care vor aduce rezultate tangibile pentru cetățenii europeni, conducând astfel la o Uniune mai puternică, mai democratică și mai aproape de cetățenii săi. Legislativul mai declară în document că încurajează guvernul să depună eforturi constante pentru adoptarea unor măsuri echitabile pentru a păstra unitatea între statele membre, de asemenea se angajează să depună toate eforturile pentru asigurarea unității și solidarității europene pentru o Uniune mai sigură, mai prosperă și mai pregătită în fața noilor provocări de securitate. Senatul a adoptat așadar propunerea legislativă de modificare a codului de procedură penală, lege revenită în Parlament pentru reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale. În timp ce socialdemocrații susțin că prin amendamentele aduse legea rezolvă problemele invocate, opoziția a anunțat că va contesta din nou actul normativ la Curtea Constituțională. Încă de la începutul ședinței de luni a plenului Senatului, opoziția a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a legii privind modificarea codului de procedură penală, invocând netransmiterea la timp a raportului Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului, solicitare respinsă de majoritatea parlamentară. După o serie de amendamente aprobate în Comisia Specială, reprezentantul acesteia a prezentat plenului un raport de admitere a legii. La rândul său, reprezentantul Ministerului Justiției a explicat motivele reexaminării actului normativ, precizând că Parlamentul este în măsură să aprecieze dacă, după modificările aduse, legea corespunde normelor constituționale. Așa cum era de așteptat, dezbaterea nu a dus lipsă de momente tensionate. Unul dintre acestea s-a înregistrat în momentul în care opoziția a vrut să afle de la reprezentantul guvernului dacă se pregătește emiterea unei ordonanțe de urgență care să conțină exact prevederile aflate în discuție. Tocmai ce am văzut o declarație a doamnei prim-ministru, care după ședința PSD, adică acum câteva minute, declara că guvernul este pregătit să dea o ordonanță de urgență pe codul penal și pe codul de procedură penală, respectiv pe articolele declarate constituționale de Curtea Constituțională. Bine, doamna prim-ministru nu e jurist. Declarația este ușor bizară, dar aș vrea să ne răspundeți la întrebarea dacă ați luat în calcul sau aveți deja acest proiect de ordonanță avizat cumva de Ministerul Justiției și înaintat guvernului. Pentru că pare deja această dezbatere, doamna ministru, pare cumva făcută așa, la mișto. Vă mulțumesc pentru intervenție. Doamna secretară de stat, vă rog să-i răspundeți scris. Întrebările se adresează inițiatorilor. Inițiatorul nu este guvernul la acest proiect de lege. Domnul președinte, doamna secretară de stat a făcut semn că vrea să vorbească. Nu cred că nu-i puteți da cuvântul reprezentantului guvernului pe care susțineți să răspundă în plen. Protestez împotriva încălcării dreptului libertății de exprimare a membrului guvernului în Senatul României. În regulă, vă rog să protestați. Ședința o conduc eu, am stabilit ca doamna secretar de stat să răspundă în scris și regulamentul spune că întrebările se adresează inițiatorilor. Prin modificările aduse în Comisia Specială se renunță la sintagma indicii temeinice în cazul începerii acțiunii penale. O altă modificare elimină posibilitatea ca suspectul să poată asista la audierea victimei sau a martorilor. Tot în Comisia Specială a fost introdusă posibilitatea ca nesemnarea hotărârii judecătorești să fie motiv pentru contestație în anulare, rămânând motiv de revizuire a hotărârii.
Senatorii din opoziție au criticat forma propusă spre adoptare și au anunțat că vor contesta din nou legea la Curtea Constituțională. Nu este deloc așa cum doamna secretar de stat a anunțat plenul în dezbatere, și anume că sunt, și citez, doar unele sintagme declarate neconstituționale. Stimați colegi senatori, dragii mei colegi din majoritatea parlamentară, două treimi din aceste articole au fost declarate neconstituționale, nu doar câteva sintagme. Sunt zeci de articole despre care Curtea aduce critici serioase. M-aș bucura foarte mult ca atunci când discutăm o decizie a Curții Constituționale a României, care are 390 de pagini, cred că este printre puținele astfel de decizii din ultimii 30 de ani, să vină domnul ministru să ne explice exact cum multe dintre articolele pe care le-a propus dumnealui în calitate de profesor de drept și de specialist, susținut de majoritatea parlamentară, au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională a României. Din nefericire, nici de această dată, membrii Comisiei PSD-ALDE din cadrul Comisiei Speciale Comune nu au reușit să aducă în fața plenului Senatului și să supună votului un text lipsit de vicii de constituționalitate și care să respecte deciziile Curții Constituționale. De altfel, senatorii PNL și USR au încercat să aducă modificări actului normativ, susținându-și amendamentele respinse în Comisia Specială, însă aceea soartă au avut și în plen. La sesiunea de vot final, legea de modificare a codului penal a fost adoptată de senatori cu 74 de voturi pentru, 31 împotrivă și 3 abțineri. Rolul decizional aparține deputaților. Parlamentar cu o mare experiență politică, deputatul liberal de Bihor, Gavrilă Ghilea, a învățat multe despre administrația publică încă de pe vremea când activa la primărie, la prefectură sau la Consiliul Județean. Implicat deopotrivă atât în problemele de natură socială, cât și în cele administrative, Gavrilă Ghilea caută soluții potrivite pentru situațiile întâlnite în județul său. Urmăriți rubrica Birou Parlamentar. Domnule deputat, sunteți la al doilea mandat în Parlamentul României, după ce în primul mandat ați fost senator. Spuneți-mi, vă rog, cum au evoluat problemele pe care cetățenii vi le supun atenției în județ în acești ani? Eu, înainte de a fi parlamentar, am fost în câteva funcții, zic eu, importante în județ și eram familiarizat cu ceea ce se confruntă județul Bihor. De aceea, atunci când am venit în Parlament, am venit cu un bagaj de, să zicem, de cereri pentru a fi rezolvate pentru cetățenii județului Bihor. Și vreau să vă spun că județul Bihor este un județ care este foarte tranzitat, este un județ de graniță pe unde se intră în țară din Europa de vest. Da. Marea problemă a județului nostru a fost și rămâne în continuare infrastructura. S-a tot discutat și aș începe într-o ordine, să zicem, a importanței lor, dar nu este mai puțin importantă una decât cealaltă. E vorba de acea autostradă Borș-Brașov-București, despre care discutăm de prin 2000, de când prim-ministru era domnul Adrian Năstase, și care, din păcate, azi a început, mâine a reziliat contractul, dar nici până în acest moment nu s-a realizat nimic. Iar ceea ce e mai grav și mai neplăcut este că partea ungară este la granița cu România. Anul viitor va ajunge la granița cu România, iar noi nu avem nimica. De asemenea, avem o mare problemă la ora actuală cu DN76, este vorba de drumul național Oradea-Deva, care de asemenea, din anumite probleme care s-au ivit și proceduri de licitație, nu este finalizat și nu avem șanse de a se finaliza nici anul viitor. Aceasta este una din marele probleme, iar încă câteva probleme foarte, foarte importante. Este vorba de centura Alejdului, pe DN1, și unde se circulă enorm de greu la pe drumul național Oradea-Cluj. Această centură se discută de ea de cel puțin 10 ani de zile, a fost licitată, a fost în prag de a semna contractul, dar din păcate s-a blocat. De asemenea, centura Beiuș-Ștei, doar ordinul de începere urma ca să fie dat de către actualii miniștri care au venit în guvernare PSD-ALDE și acest lucru nu s-a întâmplat. În aceste condiții, acum va fi foarte greu de realizat, deoarece suma cu care au fost licitate aceste centuri
și prețurile cu care s-a dus atunci va fi foarte greu ca să fie respectată de către cel care a câștigat licitația la ora actuală. Acestea sunt marile probleme, să spunem, ale județului, dar sigur că sunt și probleme mai personale ale diferiților cetățeni cu care se confruntă fiecare personal, da, și pe care încercăm să le rezolvăm la nivelul județului Bihor și, mai mult, dacă nu reușim acolo, să venim cu anumite proiecte de legi și să le rezolvăm prin deciziile care le se iau în Parlament. Cum le răspundeți oamenilor ca să nu plece dezamăgiți de la biroul dumneavoastră când, sigur, nu puteți interveni, evident, ca parlamentar? Dacă sunt probleme care pot fi rezolvate la nivelul județului, sigur că acele probleme încercăm să le rezolvăm cât se poate de repede acolo locale. Iar la nivel de Parlament, eu îi asigur că prin proiectele de legi care le generăm împreună cu colegii din grupul parlamentar și evident și din celelalte grupuri parlamentare, să încercăm să le introducem pentru a fi cuprinse în anumite proiecte de lege și a fi rezolvate aceste probleme ale cetățenilor. Sunt situații în care dumneavoastră ați putut rezolva aceste, unele dintre aceste probleme prin inițiative legislative? Aveți câteva exemple? Acum, sigur, nu mi-am făcut o listă a acestor probleme ca să vi le pot expune aici, dar pot să vă spun de exemplu că acum am două proiecte de legi care sunt pe traseu, să zicem așa. Primul este o modificare a codului fiscal, prin care cei care au PFA-uri sau micro-întreprinderi și plătesc 20% din impozitul pe profit, să poată fi generat acel 20% către, nu numai către furnizori de servicii sociale, că acolo sunt dirijați acești, pot fi dirijați acești bani, ci și către alte asociații, fundații, federații, burse școlare. Acest proiect de lege este pe traseu. Sperăm ca, probabil că în această lege, nu vor reuși până la sărbători să trecem, dar în primăvară vom reuși ca să-l trecem prin Parlament. Un alt proiect de lege este o modificare a codului forestier, prin care cetățenii care, cărora li se produc pagube de către animalele sălbatice, ei foarte greu ajung să beneficieze de către despăgubiri în ceea ce, după ce li se produc aceste pagube. Și atunci am venit cu o completare la acest cod forestier, pentru ca cetățenii să beneficieze de o sumă de 2% procentual, da, de fiecare zi întârziere din momentul în care i s-a finalizat dosarul de despăgubire. Acestea ar fi două proiecte de legi care acum sunt pe traseu și care eu sper ca în primăvară, la revenirea după vacanță, să reușesc ca să le trec mai departe. Sunteți în conducerea Comisiei pentru Politică Economică a Camerei, da, Deputaților. Da. Spuneți-mi la Comisie, care au fost cele mai importante proiecte de legi pe care le-ați dezbătut în această sesiune? Păi, unul dintre cele mai importante legi a fost Fondul Suveran, da, care, din punctul meu de vedere, este destul de important și care, sigur că noi, Partidul Național Liberal, avem anumite puncte de vedere și care nu coincid cu cele ale Partidului de Guvernământ, ale Alianței de la Putere, dar sperăm ca să reușim în momentul în care va trece și prin plenul Parlamentului să fie, să aibă formă prin care să aibă eficiența care ne-o dorim cu toții și, bineînțeles, care să fie favorabilă pentru cetățenii României. Acest proiect de lege, Strategia 2040, și aici am avut unele obiecțiuni, dar pe ansamblu, dacă acest proiect de lege va fi respectat și se va ține cont de punctul de vedere a tuturor sau a partidelor care compun, sunt în Parlamentul României, grupurilor parlamentare, da, din Parlamentul României, eu cred că va avea eficiența care ne-o dorim. Dar dacă nu se va ține cont și se va merge doar pe o singură gândire, atunci va fi mult mai greu ca acest proiect de lege, Strategia 2040, să aibă eficiența care ne-o dorim. Doamnelor și domnilor, ieri și astăzi v-am prezentat cele mai importante evenimente petrecute săptămâna aceasta în Senat și Camera Deputaților. În scurt timp, emisiunea va putea fi vizionată integral pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Opiniile dumneavoastră le așteptăm pe pagina de Facebook Parlamentul României TVR. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem joia viitoare la 13:30.